У нее есть сети, ну мы путем. De când ne-am trezit, tot stăm pe uscat. Sirenele sunt în apă. Hai că vedem și apă. Tu trebuie să le dai. Mai bine să luăm o găleată, să o umplem cu apă și să le turnăm peste ele. Mircea, i-am luat o cară, o sită, are vorbă de câini, dar apa nu ține. Și punem un capac jos și... Bine apă dacă poți. Stai, Mircea. Hai să le facem și mai nașpa. Vine apa aceea! Sau vreți noi să murim de sete? Da, da, da! Le dăm mai apă, dar să fie sărat. Ca la mare, ca nu celălalt. Așa beau apă sirienile, nu? Eu caut țarea și tu borcan. Unde-i sărăcie de mare? Aici! Perfect! O, și sare! Da, și va fi albastră. Așa... Marea, la fel, are așa un turcoaz, un albastru. Stai să amestec. Să amestec, bine. Așa. Mircea, ceva îmi mai lipsește la apa asta. Ca să fie apă marină. Vreau? Pești? Într-adevăr? Da. Mircea, adu-i la, la copii din, din camera de jocuri. Adu-i ceva acolo, pieștișori. Deja am găsit. Uite, peștișori și mai mari și mai mici. Mm-hmm. Și după ce beau apa asta, uite, ochișorii vor fi la fel ca la peștele ăsta clop. Așa. Apa vine imediat. Haideți mai repede. Nu, ne este sete. Am însetat de tot. Ce e apa asta? Așa albastră? Da. Dar stai. Miroase a sare de mare! Doar că de baie, Melissa! Așa-i? Păi voi, sirenele, nu beți apă de mare! Noi fix din asta folosim atunci când facem baie! Mircio! Această apă nu e potabilă! Nu e bună la nimic! Uite la ele cât de capricioase sunt! Lăsați că vă aducem chiar acum apă cu sare de bucătărie atunci! Să fie comestibilă! Da. Și potabilă. Ai văzut câtă sare bun? Uh-huh. Cum vorbeam noi apa aceea? Iată acum, apa este potabilă. Poftim! Challenge-ul următor! Va trebui să beți toată apa din pahar. Vă rog frumos! Da. Care este de sărată? Dar e bună, mie îmi place. Fetelor, ce e cu voi? Eu am pus acolo foarte multă sare. Fetelor, voi probabil chiar ați intrat în pielea sirenilor. Eu mai vreau. Și eu? Vă mai dau. Foarte gustoasă apa. Băgați de seamă! Poate ne transformăm în sirene adevărate? De ce ne-ați scos băieți afară? Ia priviți ce soare puternic! Ne orbește! Și căldură! Și ne topim de căldură! Aaa, soarele vă orbește? Atunci avem un challenge pentru voi! Cine prima se ridică în picioare? În picioare? Da, aceea și va primi protecție de soare! Dar mami deja are genele extrem de lungi. Își face umbră. Dar nu de ajuns și nu prea ajută. Hai, dați startul. 3, 2, 1 și... Hai. Pentru mami este mai ușor, pentru că n-are coada asta așa. Hai, Melissa. A fost complicat. Da, recunosc, challenge-ul a fost destul de complicat. A văzut oare cineva un pește care să se ridice pe coadă?
Atunci, mami, tu alegi prima. Din ochelari. Wow, din coace. Și eu vreau. Amândoi sunt folositori. Așa. Care se potrivește mai bine? A? Voi ce spuneți? Roz. Ăștia, nu? Eu vreau roz. Mulțumesc! Stai. Sirene cu ochelari? Nu am văzut niciodată. Ia să probăm să vedem. Vom fi sirene cool. Oh, ce combinație. Oh, ce mă fac cu genele astea? Din curcă. Stai să le ridic în sus. Așa. Dublă protecție. Stai că văd totul în verde. Ce fain! Roz. Eu zic să arăt și abonaților. Ia priviți. Sunt verde? Îmi dai și mie. Tine? Ce-am luat? Și eu? Wow, mai tare îmi dă soarele în ochi. Parcă ești o bunicuță. Sirena la bătrânețe. Lisa, n-ai ce face. Trebuie să purtăm ochelari de protecție. Și wow, tu, mami, cu genii tale. Da, la fel. 5. Ne-am descurcat cu challenge-ul, băieți! Mami! Acum vreau să-mi arătați cum înoată corect o sirenă. În teorie este simplu, dar în practică nu e chiar așa. Este dificil. Mâinile ar trebui să fie lipite de corp, dar mie nu prea îmi reușește. Atunci, Melissa, va trebui și pe mine să mă înveți. Niciodată n-am mai putut să înot ca o sirenă adevărată. Și cam acestea sunt mișcările. Așa, ca și cum ai dansa. Nu cred să pot așa ceva. Dar hai măcar încearcă. Încerc. Și 3, 2, 1. Dansează. Îți reușește. Parcă sunt o broască. Mai încerc o dată. Hai că e bun! Deja! Doar că e foarte dificil! Mă de la pizza învățare! Să alunți cu picioarele strânse! Încă o dată? Ai grijă! Se vede că ți-a plăcut! Ca să fiți sirene și mai cool, veți avea un chipiu cu sirenă. Doar e doar unul, atenție! Cine prima va ajunge la el, aceea ce-l va câștiga? Eu îl pun aici. Oho, atât de departe. Nu ajunge nici măcar într-o mie de ani. Hai, sirenilor, 3, 2, 1, start! Hop, 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 hop. Hai, Melissa! Hai, mami! Ce sirene! Și în loc de coroniță, voi avea un chipiu. Și coronița vine la mine. Asta da protecție! Am obosit! Chiar e greu cu coada de sirenă! În challenge-ul care urmează, veți avea o provocare chiar nebună. Cea mai faină săritură în piscină. Da, tot cu coada de pește. Ce? Oare cum ne descurcăm? Îți vei lua rămas bun de la genele tale. Da, într-adevăr, genele de scufița roșie. Poate se vor ține, vom vedea. Piscina vă așteaptă. Noi sărim, dar voi votați pentru cel mai bun salt. Hai, mami, tu începi. Eu sunt prima, am emoții. 3, 2, 1, și... Unde-s genile?
Sirena a rămas repede de la uscat. Fără gene. La uscat și l-a lipit în pui. Ia. Poiedul. Eu voi sări ca o sirenă adevărată. Să încerc. 3, 2, 1. Bravo! Super! Melissa, recunosc, meriți toate aprecierile comazilor. Să scrieți în comentarii cine a sărit cel mai bine. Da, saltul Melissei a fost incredibil de frumos. Aha, frumos, frumos, dar care este premiul? Eu îl aștept. Melissa, premiul tău este ochelari pentru piscină. Care ți-i alegi? Cred că cu sirenă, pentru că tot acest challenge se bazează pe sirene. Fata de sirenă. Da. Și stiluță. Și pierle, ai văzut? Da, super, chiar acum mă testez. Asta e pentru mine. Ce drăguț sunt și ai tăi. Dacă am pierdut genele, măcar... Nu știu să am. Cum e? Super. Stai că trebuie să-mi lărgesc un pic. Și să vedem ochelarii. Wow, totul este mov. Super. Iar la mine totul este perfect. Pentru ochii mei. Hai, du-te. M-am dus. Și eu. Foarte bine sub apă. Chiar dacă avem o piscină plină cu apă, nouă ne este sete. Foarte sete. Nu mai pot de căldură. Nici eu. Am pentru voi două recipiente cu apă, doar că sunt diferite. Și ambele sunt pentru sirene. Pe care o alegeți, stânga sau dreapta? Stânga. Melissa, ai câștigat o cană plină cu solzi de pește. Wow, de când am vrut așa pahar? Și cum sclipesc? Wow. Dormie, ce mi-a rămas? Iar ție, mami, o coadă de pește. O strâmpitoare. Wow. Și cum să beau de aici? N-are nimic. Dar ce se vede înăuntru? Stai. Ce? Ce sunt astea? Baloane! Baloane? Păi, eu vreau apă, nu baloane! Pentru apă. O, ce multe sunt! Bine, dar apă de unde să luăm? Ne aduceți voi? Aveți aici două furtunuri. Vă alegeți unul. Dați-o în care, doar să fie apă. Și eu vreau apă. Hai! Hai să poftim asta. Mulțumesc! Nu am răbdare. Sete gustoasă. Ce acesta? Nu vrei să bei fără capac? Chiar e bună apa! Și rece! În următorul challenge va trebui sirenele să coboare în apă doar că pe topogan. Și cum urcăm noi acest topogan dacă avem cozi de sirenă, Mircea? Cred că sărind pe scări. Sau pe topogan așa. Aha. Alunecos. Încercăm. Wow, cât de rapid! Hop! E curaj, sirenă! Da, sunt doi topogană, dar eu nici așa nu m-am dat pe topogan. Dar mai cu seamă cu coada de sirenă. Și dacă se rupe? Cine, coada sau sirena? Dacă este coada. Topoganul. Mă vei, țin ca pe fundul meu. Nu prea. Atunci coada. Va fi mai încet. De sirenă. Haide! Doar cu ajutorul abonaților. Să-mi scrie în comentarii dacă mami sunt soară sau nu. Cu cât curaj, mami, ai urcat pe acest topogan. Era cum ți-e frică să cobori de pe el. Și... Du-te! 3, 2, 1, 0! Matia! Minus 1, minus 2! Haide! Nu e atât de complicat! La 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 la! Eu deja am urcat, iar acum trebuie să cobor și la fel îmi este frică!
Melissa, așa e la început. Dar după aia mai vrei și mai vrei. 3, 2, 1, 0! Wow! Halt de sirenă direct de pe topogan. Am uitat cu de respirația. Voi ați văzut vreodată sirene care joacă fotbal? Eu nu, dar astăzi vom vedea. Păi cum să jucăm fotbal? Cu mâinile nu se permite. Iar cu picioarele e imposibil. Cum cu picioarele? Cu cozile! Corect menționat! Cu cozile veți bate penalti. Eu sunt pregătit să prind mingea. Nu știu dacă ajungem la minge, dar încă să mai nimerim în poartă. Mi se pare ceva imposibil. Atunci vă ușurăm situația. Mircea, eliberează poarta. Da, măcar să nimerească prin poartă. Hai! Eu să încerc? Wow! De aproape! Păi încerc o altă variantă. Capul? Uite așa. Mai cai! Dar eu am o idee. Hai, Melissa, toată speranța este în tine. Vreau să pun mingea așa. Wow! Coz. Și să o dau peste cap. Și aproape un centimetru, doi. Da. Și era în bară. Dacă Ronaldo ar fi fost sirenă, uite, bătea și el în felul ăsta. Mami, tu ai bătut de două ori. Atunci Melissa mai are încă o încercare. Tati, prinde mingea! Melissa, poftim! Mulțumesc! Hai, Melissa! E cam departe, dar probabil eu voi reuși! Și... Bravo, Melissa! Ai dat gol cu coada de sirenă! Eu dacă aș fi sirenă, aș fi bătut-o în felul ăsta. Da, dar tu nu ai acest pește uriaș, ca și la mine. Bine? E cu mult mai complicat cu coada asta. Pentru merite deosebite în fotbal, Melissa, ai un lanț cu un elixir cu praf magic, curcubeu. Chiar acum vreau să-l pun. Da. Asta este cupa. Wow! Cu asta vă pot hipnotiza! Ei, stop! Ok. Gata! Asta da, cadou! Mai vreau challenge-uri! De foarte multe ori văd peștele care zboară așa deasupra apei. Da, ca la păstrăvărie. Dar voi puteți? Simplu! Privește! Op. Dar nu așa simplu! Cu coada! Mai ales pe iarbă? Melissa! Mai ales cu cozile! Încerci tu prima sau eu? Mai bine tu! Să vedem cine dintre voi face cele mai multe sărituri. Măcar una și tot e bun! Încă două! Dar coada. Două șanse! Și... Una jumate! Melissa, ține, e foarte complicat! Da? Hai să vedem! Și mai ales pe iarbă! Da, sirenă care nu poate sări după prada ei. Păcat! Hai să încerc cu spatele, căci în față am această coadă imensă! Una! Încă o șansă! Ok! Hai să încercăm! Și... Da, ambele sirene au sărit câte o singură dată. Atunci, și cadou va fi pe măsură. Și cadou, cercei din scoici, din mâini de crab. Melissa, alege. Eu îi aleg pe aceștia cu scoici. Vai, iar eu pe ăști lanți. Wow! Și încă unul? Wow! Ești o sirenă adevărată, Melissa. Și colier, și cercei, și perle. Într-adevăr,
cele mai frumoase sirene sunt în familia Melimei. Hai, Melissa! Așa? Și în partea aceasta? Wow! Îmi place! Stai! Dar și eu vreau colier! Mai aveți challenge-uri! Acum vreau de la voi o piruietă sub apă! Piruietă? Și căci cu coadă de sirenă, Mircio! Da! Vreau dificil challenge-ul ăsta! Stai să-mi trag coada mai sus! Hai, Melissa, facem piruiete? Hai să încercăm și asta! Și... Wow, tipă! Și mami a făcut e asta! E foarte greu! Mircea a zis de piruietă, nu de tumbe! Nu mi-a reușit! Hai că mai încerc încă o dată! Dar mie mi-a reușit! Așa! Așa? M-am dat cu tumbă! Bravo, Melissa! Haide, mami! Haide, mami! Și, și... Wow! Ai făcut două piruiete! Super! Sfârșit! Sirena! Face și piruiete! Hai că-mi țâșnește apă și pe nas și pe urechi! Sirenele noastre s-au luat cu jocul și nici nu au observat că pe fundul piscinei a apărut o cutie secretă. Cu o comoară? Gata, o vedem! Mergem chiar acum după ea! Da! Hai să vedem! Cine prima o va scoate! Mami, este mai aproape! O, mami, a luat-o! A luat-o? Asta nu prea! Ce, mami? E foarte grea! Am ajuns până la ea și nu puteam să scot! Este grea? Da! Foarte grea! Nu știu cum rezolvăm această problemă! Mai încearc o dată, Melissa, dar eu nu am putut să o ridic! Ce fel de comoară să fie foarte ușoară! Haideți! Am în două mani! Ce-i Melissa? Melissa a reușit să o întoarcă! E foarte grea! Ai luat-o? Da! A luat-o! Nici n-a atins-o! A întors-o! Da, băieți! Challenge-ul ăsta e foarte complicat! Hai, Melissa! Dificil. Stai că am eu o idee. Melissa? Da? Ține-te de scară și voi încerca cu coada să ajung. Poți? Nu! Hai că te țin. Nu! Încă puțin. Așa, nu! Stau pe cutie, dar nici nu pot să o ridic. Stai pe cutie, o ajung așa? O ajung, dar nu pot să o iau. Ia să vedem cine din abonații noștri va ghici ce se află în cutia magică, în cutia misterioasă. Hai, Melissa! Hai! Măcar să o întoarceți. Totuși, probabil că astăzi cutia misterioasă va rămâne pe fundul piscinii. Sirenele nu se dau cu una, cu două. Mami! Ce? O luăm cu mătura! De ce nu ne-am gândit din start așa? Hai, du-te și ia! Mă duc să o iau! Hai că nu rămânem fără comoară în challenge-ul ăsta! Haide, mami! Așa, unde era? Acolo! Și... O? Am ajuns? Cred! Încă puțin, Melissa! Și? Și? Gata? Este! Stoi! Chiar e grea! Eu nici cu mătura nu pot să o ridic! S-a deschis cutia! Nu cred! S-a deschis! Poate luăm din interior! Este mai ușor, cred! Mum! Toti, ce-ați pus acolo? Hai! 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 Și? O poți lua? Melissa! Probabil au pus acolo... Ceva a ieșit din cutie! Ce a ieșit? Nu știu ce a ieșit, dar e ceva... Cutie în cutie! Melissa! Ce este acolo? Ține! Ține! E deschis! Nu! Ce?
Și voi asta ați spus? Melissa, dar acolo ceva a rămas. Eu am văzut, a căzut din cutie. O iai tu? Și... încerc eu? Încearcă. E foarte complicat. Ce adânc? Unde este? Dar spravăcește, Melissa. Unde? Uite! Da, o văd! Am scos-o! Wow, ce perlă! Și ce e înăuntru? Deschide! O sirenă și o steluță de mare! Wow! Dar ea privește sirena, Melissa, are culoarea părului exact ca și a ta, e blondă! Și cu ochii albaștri! Ce și coada sclipește la soare! Wow! Și ce steluță, e atât de reală! Uite cum stau! Așa. Asta este spoica, căsuța sirenei și aici doarme. Ca o perlă! Iar steluța o păzește. Wow! Sau este animalul ei de companie. Asta da, cadou. Doar că foarte greu l-am scos de la fundul piscinii.